Vrei jocuri șmechere și ieftine? Intră acum pe G2A, link în descriere. Bine v-am găsit, băieți, la un episod din seara de GTA 5 Online. Suntem aici împreună cu sălbaticul Sebi și cu lecturatul LCT. Salut, salut. Astăzi v-am pregătit un episod foarte mișto pentru că am căutat și m-am documentat să caut cea mai veche mașină din GTA. Așa că vreau să apăsați chiar acum butonul de like pentru că o să fie o surpriză și pentru voi, să strângem peste 10.000 de like-uri la acest episod și pentru că o să facem o cursă între cea mai nouă, care este Formula, și cea mai veche, dar pe care încă nu o știți voi. Sărbaticule, te rog frumos să mă urmezi pentru că grasul o să vină după noi. Unde ești, prietenul meu? Oh, aici. Salut. Bă, ce faci, mă? Bă, lasă faptele rele. Hai, bă, sălbaticule, nici acum nu te ții. În săptămâna mare. Păi ce naibii lui? Da, băieți, vreau să apăsați chiar acum butonul de like, să vedem cine a apăsat primul buton de like. Sălbaticul cred că v-a luat-o înainte deja. Unde vă duceți? Da, v-am luat. Bă, mergem acolo la CEO sau nu știu cum se cheamă acolo, că nu mai știu. În centru, grasul, în centru. La Maze Bank. Da, așa, acolo, acolo, bravo. Nu la, știi tu, acolo unde aveam noi office garage, mă, acolo. Așa, mă, așa. Bă, la birou. Bă, sălbatic, uite-te și tu, bă, grasule. Ce faci, mă? Zici că de ce-l fac reduși, handicapat? Da. Grasule, îmi sparsă mașina fără să fac nimic, stai că sună aleșteri. Las că sun eu, că tu așa ești. De nebună. De redus. Da, băieți, îmi pare rău pentru aceste mici problemuțe. N-am ce să-i fac, i-am dat în cap cât am putut, nu vrea. Deci, este o soluție finală și aia este moartă. Da. Ideea este că această mașină, din câte m-am documentat eu, ar fi undeva din 1919 sau chiar mai, sau 16, ceva de genul. Eu cred că mi-e. Ia zburător! Ia uite-l, mă! Bă, dă! Ce văd cu mă iară ăsta? Deci avea verde. Nu, că până acum, cred că îi le număr, de 6 ori cred că sunt. Nu e adevărat. Păi mă lovi și ăla. Aș, mincinosule! Șoimu zburător. Nu știu, vreau să ghiciți ce mașină e asta, mă. Se seamănă foarte mult cu una din realitate, dar nu știu dacă vă prindeți. Hai că vă jucați Forza, hai. Forza? Ce firmă e mașina asta? Bine, în GTA nu o să fie. O luași încă sau? Da, o luai. Acum vreau să o luau băieților, vreau aici tobele. Pentru că, băi, e mișto și vreau să văd dacă o pot face foarte rapidă. Ia uite-o, mă. Băi, e cea mai veche mașină din joc. Așa arată. Și mi se pare foarte mișto. Deci asta este. Ia, mă, unde ești? Acum ies. Yes. Sălbaticul trebuie să-și dea primul cu părerea pentru că... Hai, urcați aici, băieți. Bugatti? E Bugatti? Nu. Adică nu știu, se poate. Eu cred că e Ford. Sălbaticul, băi, ești nebun ca filmele lui Sergiu Nicolaescu. Stai. Stai și nu te cred. A, să urc în fața ăsta. Nu te cred. Băi, ești nebun, e tare. Nu mai trage. De unde o luași, bă? O luai de la Legendary, de ce? Căutai pe internet cea mai veche mașină din GTA și mi-a arătat pe asta, ci că asta ar fi cea mai veche. Știi de unde, știi că gen sălbatic n-ar putea să te așa acolo, nu? Bă, îți dai seama, dar gen ăștia că... Bă, nu prea are un mâner de care să se țină, că în mod normal ar putea. Dacă ar avea o bară, da? O bară, ceva să se țină. Iarăși, grasule, sună și tu, te rog eu frumos pe alea start, că dau nici la omor. Ia-ți așa, că stare cu ceva aia. Băi, bă, dar ăsta așa e făcut. A, nu cade. Sună și tu. Așa e făcut să tragi. A mafioții, grasule, vezi? Păi, de-aia că e mafia ca, deci gândește că e o mașină din 1919. Da, prieteni. Avea Thomas Shelby din asta, grasule. Shelby, ăștia lui Shelby cu Arthur. Good morning. Bă, dar și pe mine, bă, pe mine mă șpreiesc, ce-mi faci? Bă, mă, mă duc cu capul, bă! Bă, ești nebun? Mă duc cu capul, deci... Mamă, cât de tare e, băieți, nu mă așteptam. E mișto de tot. Hai să vedem cum se pinează. Ia, fete, și bumper, grasule, ce știi tu? Nu, că o face mafia car pe asta. Șasi. Dar ce se schimbă, că nu dau seama. Deci nu pot să nu dau seama ce se schimbă, grasule. Grasul dramei totale. Aaa! Na! Bă, poți să-i modific atâtea! Băi, grasule, tu știi câte poți să-i adaugi? Ia uite! Da, grasule, văd câte poți. Nu-mi dau seama de ce. Bege, ia uite, ia. Stema, na! N-am mai zis ceva! Băi, cred că-i Rolls Royce-ul ăsta, mă! Zisai?
Ia uite la coroană în față, grasă, roz. Nu știu, băieți, cum vi se pare. Mamă, claxoanele în față. Se poate, băieții mei. Băi, nu mă așteptam să se tuneze așa bine. Bă, da, câte roz de rezervare asta, mă? 3. Păi le puse eu toate. Acum. De ce? Motor de level 4 și mă crezi că e mai rapidă ca... Ia uite, fraiere. A, dar parcă tot cu grila prima e mai bine, a? Ce zici? Da. Da, o punem pe prima. Nu, nu, așa. Nu, eu lăsăm clasic, clasic, clasic. Lights, Xenoane, si... Oricum, nu m-ar mira ca asta să aibă undita mai motorul acolo sub capotă. Dar de fapt nu cred că are... Bă, reacție. Nu m-aș mira să facă formula. Eho. Nu crezi? Stai așa, că vezi acum. Secondary color, neagră. Full mafia o facem. Asta chiar că e mafia, n-ai cum să o faci altcumva. Deci Corleone mai avea din asta, sunteți nebuni? Știu. Dar grasă, te puteți da la black sus direct, acolo e păi black. Da, dar eram pe la mijloc, stai liniștit. Ole, 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 Corleone. Bă, ești nebun, poți să-i fac și pragurile. Bă, câta tuning-ul are, fii atent, mai joasă bine la... Bă, și... Fufro, 900 de K. Bă, grasule, punem jantele noastre, a? Alea cu spițe multe? Da, ia uite-le. Aua, nu. No. No, no. Alei, alei, nu cred că găsim altceva mai. Au mai mare asta, adunga asta. Tires, tire design nu pot, tire smoke nu mă bag. Windows. Gata, grasule, na. N-aș și mai zic ceva. Ia și sălbatic, unde sălbatic? Nu știu, sparge mașini pe aici. Ia, fii atent. Fii atent, că... După mașină e polițelul eu. Hai, stă din mașină. Salut! Bă, cât de mișto ia e. Ia dai-mă cu mine, stălbă! Nu cred că mergem ăsta cazia. Bă, da, mă! Eu zic că picași din cauza că intră grea. Eu zic că picași din cauza că intră. Ia liniște, ia. Ce claxon are. Zici că e claxon de bicicletă. Nu cred că cazia. Zici că e al lui, băftosul. Hai pe raport. Nu mă de stâlpa handicapatului. Acum dau mă, hai. Bă, dar dă-i doar cu mine. Nu mă caz mă, zici să iei, că nu zic că asta căzuși. Da bă, dar fugi, coincidență înseamnă. A, bă, da bă, uite! Lost semnul ăla cu totul. Bă, nu mai da cu mine, greas, lasă-mă. Da bă, dă-i mișto. Dar scoate și arma automat, bă. Ca mafia. Bă, nu mai, că într-un episod trebuie să ne îmbrăcăm toți ca mafioții și să mergem cu ea. Ia o, gras! Mamă, îl văzut de la o poștă că face stânga. Păi dacă zic că am timp. Bă, totuși da, nu cred face, că face formula, dar cred că are tot speed mai mare. Totuși. Da, bă, grasule, dar se conduce bine, să știi. Nu e rea. Nu prea e rea, grasule. Așa venea oia elu Shelby, ești de bun? Da. Good morning! Te acoperiș? Bă, nu e, că e mișto rău. Mie îmi place că mă. Da, a, dacă te lumini pusei și roți, păi poți să faci pană de aici și până la București de 10 ori, că tot ajungi. Păi ia, că-ți fac eu, cred. Nu face, nu face, nu, stai liniștit. A, păi nu zici, frate, că ajungi. Că mă descurc. Nu mă face că dau cu tine jos, hai. Nu, stai liniștit că nu vrut să dea, e prost doar. Ba da, vursă-i, vursă-i. Mă, taci din gură, ce să mai zică și el acum? Bă, dar de ce se pune doar... Yeah. Salut. Bă, stai că eu nu te iau așa, dă-te jos. Ai, gata. Dă-te jos. Dar cum făcuși asta? Așa? What? Nu știu cum face. Dar îl știe. Bă, cât de mișto e să-mi... Aia e întrebarea, bă, aia e. Nu mă așteptam la asta. Bă, dar chiar e șmecheră chestia asta că se ține. Și îmi place că poți să-l și lovești, știi? Adică nu e pur și simplu ca și cum ar fi înăuntru. Bă, lovești mai greu totuși, da? Da, merge. Grasule, cheamă și tu formula aici, te rog. Ba, bă, grasule, bă. Oprește cotoarba. Cotoarba ești tu, bă, asta e mașină mai scumpă decât familia ta. Ia uite ce mișto e în spate. Bine că ei că e grasie pe pereți. Păi și unde am băgat grasul de formula? La casino, cred. Bă, dar tu știi că dacă eu mă dau un first person, văd așa, gen jumate de mașină, așa pe laterală. Da? Da. Ia mergi, bă, să mă dau și așa puțin cu ea. Ia urcă-te. Urcă-te la volan. Ia, prietene. Ha, ia. Ce mișto e, bă! Pe tine te urcă, da. Da, bă, uite. Nu fi prost. Hai pe aeroport, băieți, că... Hai, dă-te de aici, că te împușcă.
copilași. Hai că eu vreau să asist aici sus. Nu, nebuno. Intră sus. Așa. Asta e formula 2, bă? Da. Bine, ia-mă. Scuze. Da, așa, grav. Că nu-ți trebuia ție ăla. Da. Grasule, îi fac pană? Nu, bă, nu. O să-mi ai nicio șansă, grasule, să faci aici. Noi suntem niște mafioși cinstiți, sălbaticule. Nu, grasule, că avem pistoale. Și dacă aveți pistoale, ce, mă? Că trebuie să-mi pușcăm. Bă. Dacă ne faci trăcinele. Înțeles, da? Aha. Când? Dacă ne faci trăcinele. Aha. Hai. Ești gata? Pădă-te și tu mai în față. Lasă-l, mă, lasă-l, nu acum. Hai. 3, 2, 1 și... Fără buzbeți. Sebi, fă-i un cadou obitului nostru așa. Cântă-i ceva la Kalashnikov. Bă, de ea, grasă, ne ajunge. Trage-l, în roți. Așa. N-ai, bă, băieți, e foarte rapidă, n-aveți ce să-i faceți. Bă, cum face formula, bă? Bă, nu mă așteptam la asta, deci... Bă, nu, chiar... Bă, dă-l un limb, bă. Miniu, se supără, bă, a dat rage. Hai, pa. Băi, băieți, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și vouă de noua noastră mașină. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe episoade de acest gen. Și noi, desigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!